Dacă pandemia nu ne dă peste cap planurile, 2022 va fi anul muzicii rock și al concertelor de vară. Cea de-a patra ediție a Neversea revine la începutul lunii iulie. Pe scenă vor urca artiști precum Alan Walker, Black Eyed Peas, Dimitri Vegas și Like Mike. Electric Castle, reprogramat din cauza pandemiei, va readuce muzica bună la Castelul Banfi din Cluj. Pe 3, 4 și 5 iunie, noul loc de întâlnire cu festivalul Saga va fi Arena Națională din București, unde vor veni peste 150 dintre cei mai apreciați artiști internaționali, printre care Afrojack, Marshmallow și Timmy Trumpet. Iar în august, Untold promite să electrizeze publicul. Primele abonamente s-au epuizat deja. 2022 are însă toate șansele să fie anul rock. Artiști ca Sting, Kiss, Iron Maiden sau Whitesnake sunt dintre cei mai așteptați de anul acesta în România. Kiss vine în premieră la București și va fi ultima ocazie să-i vedeți live, pentru că vor încheia anul acesta o carieră de peste 49 de ani. Sting va concerta pe 15 martie la Cluj alături de fiul său, basist, și Iron Maiden revine în România în mai la Romexpo.